Papa Francisc, acum câteva luni, m-a numit episcop de Iași. În această slujire, misiune în biserică, fiecare episcop este chemat și conform dreptului canonic bisericesc să adreseze poporului lui Dumnezeu, celor încredințați grijii lui pastorale, o scrisoare numită pastorală. În această scrisoare, pe care eu deja am făcut-o și va ajunge zilele acestea la toți credincioșii care îmi sunt încredințați grijii pastorale, am subliniat trei lucruri pe care vreau să le subliniez și acum. Primul lucru, Crăciunul, sărbătoarea bucuriei. Apoi, adorația și speranța. Trei lucruri pe care să le reținem toți pentru a trăi cu adevărat în bucurie și cu folos mare sărbătoare a Crăciunului și, repet, cele care sunt legate de Crăciun. Bucuria. Crăciunul este, prin excelență, sărbătoarea bucuriei. De aceea, totdeauna trebuie să vedem zâmbetul, bucuria pe care să o trăim cu adevărat. Este vorba de o bucurie motivată nu atât de cele exterioare, pentru că, într-adevăr, acestea ne îmbucură, decorul frumos, darurile pe care le oferim sau le primim, toate sunt motive de adevărată bucurie, dar bucuria adevărată creștină de Crăciun are o altă motivație, venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Cadoul cel mare pe care Dumnezeu Tatăl ni l-a făcut nouă tuturor. Spune Sfântul Ioan că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis pe unicul său fiu. Cine crede în el să se mântuiască. Așadar, această bucurie de Crăciun să fie motivată de venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Orice naștere este însoțită de bucurie. Bucurie din partea părinților care dau naștere unui copil, bucurie pentru toți cei din familie, bucurie pentru rude, pentru toți cei care vor să fie alături de familia care a adus pe lume un copil. Fiind vorba aici de Fiul lui Dumnezeu, nașterea Fiului lui Dumnezeu, bucuria se extinde la tot pământul. Toți cei de bunăvoință, cei care cred în Dumnezeu, sunt invitați la Crăciun să trăiască bucuria. Apoi, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel născut în Ieslea din Betleem, este Dumnezeu adevărat, adorația, cel de-al doilea lucru pe care să-l reținem fiecare. Adorația este cultul pe care noi suntem chemați să-l dăm numai lui Dumnezeu. Este greșit să spunem te ador unei persoane, cu atât mai mult unui lucru creat. Numai pe Dumnezeu trebuie să-l adorăm. Așadar, privind copilul din Ieslea Betleemului, să ne plecăm genunchiul în fața lui, în semn de adevărată adorație, recunoscând în el pe Dumnezeul care s-a făcut om, cum subliniem frumos în colindul cunoscut de toți, orice veste minunată, în ultima strofă subliniem chiar acest lucru, că Tatăl, adică Dumnezeu, a trimis în lume pe Fiul Său să se nască și să crească, să ne mântuiască. Așadar, împreună cu păstorașii care au venit la Ieslea lui Iisus și mai ales cu magii care de asemenea au venit cu daruri la pruncul Iisus, să-L adorăm ca pe adevăratul Dumnezeu care ține la noi, care ne iubește. Și al treilea lucru, speranța. Cunoaștem, cred mulți, dictonul latin, dum spiro, spero. Atâta vreme cât respir, sper. Dumnezeu a venit la noi pe pământ să trezească în noi și să întărească în noi speranța. Speranța că suntem creați pentru viață și nu pentru moarte. De asemenea, să nu uităm niciodată că atâta vreme cât trăim pe pământ,
suntem supuși încercărilor, greutăților, luptelor de tot felul. Nu trebuie niciodată să ne descurajăm, știind că la capăt Dumnezeu ne așteaptă și El este de fapt mereu cu noi. Crăciunul înseamnă Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și El a venit să trezească în noi speranța pentru a trăi frumos viața ca adevărați copii ai Săi. Așadar, având în vedere aceste trei lucruri, bucurie, adorație, speranță, vă doresc tuturor un Crăciun cu adevărat fericit, cu bucurie și cu pace, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și pentru că suntem la finele anului calendaristic și începutul unui nou an, vă doresc tuturor un an binecuvântat de Domnul. Crăciun fericit, la mulți și fericiți ani!